Sănătate și bine revenit printre martorii cripto la o nouă ediție a Știrilor pe scurt din lumea criptomonedelor. În chipurile de la Apple s-a descoperit o vulnerabilitate care scurge cheile secrete de criptare și care nu poate fi reparată. Analistul care a prezis cel mai jos nivel la pieței cripto din 2022 spune acum că Dogecoin ar putea exploda cu peste 500% și actualizează o perspectivă și pentru Bitcoin. BlackRock deține acum peste 1% din rezerva totală de Bitcoin. Coinbase va lansa contracte futures pentru monedele Dogecoin, Litecoin și Bitcoin Cash până în aprilie și vor fi reglementate de Comisia pentru tranzacții cu contracte futures pe mărfuri CFTC. O investigație asupra dezvoltatorului francez Jolan Lacroix, care a furat recent $900.000 din prevânzările monedei Ticker lansată pe Base și a cheltuit fondurile pe monede meme și NFT-uri My Lady. Universitatea din Bologna dezvoluie DIVA, un proiect oferit de Vanet, care folosește blockchain-urile DAG și IOTA pentru o comunicare îmbunătățită între vehicule. Hedra Hashgraph sunt încântați să ne anunțe că s-au alăturat oficiului Consiliului de Afaceri Crypto Asset din Regatul Unit, alăturându-se unor entități precum Exchange-ul Arcas, Coinbase, Ripple, Uniswap și alte instituții de top pentru a stimula inovația și creșterea Web3 în Marea Britanie. Rezerva Federală are deja autoritatea legală de a lansa și a opera un CBDC de vânzare cu amănuntul distribuit de FedNow și furnizorii de servicii de plată, iar legile pentru un dolar digital sunt deja în vigoare. SWIFT promovează conceptul de registru universal partajat bazat pe mesaje ce nu va folosi cripto. Uniunea Europeană crește presiunea asupra băncilor pentru a adopta plățile instantanee, iar industria bancară din Europa este acum într-o cursă pentru a se conforma noului mandat. Craig Ramsey, directorul de plăți în timp real de la ASHI Worldwide, partener Ripple, a declarat că noul regulament privind plățile instantanee va intra în vigoare pe 8 aprilie. Banca Centrală Europeană tocmai a semnat un acord pentru ca Danemarca să se alăture serviciilor T2 RTGS și TIPS până în aprilie 2025. Acesta este un pas înainte spre integrarea completă a coroanei daneze în serviciile de plată ale eurosistemului. Sologenii ne spune că lumea finanțelor tradiționale se trezește cu beneficiile tokenizării. De la operațiuni simplificate la noi oportunități de investiții, jucători importanți precum BlackRock și JP Morgan intră pe piețe cu rezultate promițătoare și noi suntem invitați să vedem noul val de instituții care își fac drum spre blockchain. Coreum avansează interoperabilitatea blockchain cu un bridge XRPL, ducând lichiditate îmbunătățită în peste 100 de lanțuri activate de protocolul de comunicare interblockchain IBC. Update-ul pentru portofelul Xum Zaman este acum live și aduce opțiunile AMM, Remit și Clawback, care de azi și ele sunt live. CTO de la Ripple, David Schwartz, dezvăluie un bot de tranzacție alimentat de inteligență artificială și inspirat de AMM-ul Ledgerului XRP, ce se concentrează pe îmbunătățirea tranzacțiilor pe bursele centralizate. XRP primește aprobarea de reglementare de la grupul de experți Think Tank din Europa. Capitalizarea de piață a monedei XRP crește vertiginos cu peste 3 milioane de dolari într-o singură zi, evidențiind o creștere remarcabilă a interesului investitorilor. Prețul monedei XRP crește pe măsură ce balenele mută 75 de milioane de XRP. Cam atât în ediția de azi, toate sursele găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consultant financiar, iar ce spun trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la colecta cât mai multe criptomonede.